Recunoștință eternă eroilor neamului românesc. Așa a fost intitulată conferința organizată astăzi la Căminul Cultural al Comunei Cașin din județul Bacău, care a fost dedicată împlinirii a 100 de ani de la războiul de reîntregire a neamului. Evenimentul a avut loc cu prilejul ședinței lunare a preoților din protopopiatul Onești. Invitații speciale ai conferinței au fost generalul de corp armat în rezervă Vasile Jenica Apostol și majorul în rezervă Gicu Moraru. Aceștia au evocat faptele de vitejie și luptele sângeroase date pentru reîntregirea neamului. Când vorbim despre salva de victorie și enumerăm localitățile Uituz, Mărăști, Mărășești, uităm să spunem de Cașin, Valea Cașinului, și să nu vorbim despre un triunghi de jertfă și eroism, ci despre un patru la terre mai degrabă. Este vorba de Uituz, Cașin, Mărăști și Mărășești. Din păcate, istoriografia noastră a avut tarele venite dinspre comunism să scoate în evidență doar victorii. Așa s-a întâmplat și când s-a spus despre Măritul Ștefan, că dacă a pierdut două războaie, să nu amintim. Nu trebuie spus absolut totul. Îmi dau seama că preoții au mult mai mare influență în dirijarea și în formarea conștiinței tinerilor vrăstare pentru a-și fi țara, neamul și pentru ca la rândul lor să nu ezite ca atunci când în caz de nevoie și de pericol mai ales e nevoie de brațele și de mintea lor să le ofere pentru apărarea țării fără niciun fel de rezervă. În cadrul ședinței a fost stabilit calendarul evenimentelor comemorative care vor fi organizate în protopopiatul Onești, în locurile unde, în urmă cu 100 de ani, a fost scrisă istoria țării: Uituz, Cașin, Mănăstirea Cașin, Bogdănești, Căiuți, Târgu Ocna și Cireșoaia. Este o zi frumoasă, o zi sub binecuvântarea părintelui nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care la sfârșit de lună mai ne-a dat înalta binecuvântare de a prezenta evenimentele ce vor urma în lunile acestea ce urmează, dedicate serbărilor a 100 de ani centenarului reîntregirii neamului românesc pe aceste meleaguri, referindu-ne în special la zona Uituz, Mănăstirea Cașin și toate comunele care au contribuit în mod activ la ajutarea și totodată sprijinirea marelui eveniment ce a ținut prima pagină a istoriei neamului nostru românesc, reîntregirea lui prin războiul care a avut loc în aceste locuri. Ne aflăm în cimitirul eroilor de la Mănăstirea Cașin, acolo unde circa 8.000 de eroi căzuți pe aceste meleaguri și dorm somnul de veci. Două dintre cele mai importante cruci din cimitirul de la Mănăstirea Cașin sunt cele ale capitanului Florescu Alexandru, un avocat din Ploiești mort la fata moartă în 1916, în iarna anului 1916, și poate cea mai importantă din punct de vedere al participării casei regale la acest cimitir este crucea eroului Xenofon Obreza, cel care a murit în 15 februarie 1917, de asemenea în muncii Mănăstirii Cașinului. În comuna băcăoană Mănăstirea Cașin, aflată la granița județului pe linia frontului din Primul Război Mondial, și-au pierdut viața peste 80.000 de persoane în perioada 1916-1917.